salutare, sunt Marius, iar astăzi să vă învăț cum să faceți un Coco Slide sau un Coco Wheelie. Ambele denumiri sunt acceptate. Înainte să vă explic cum se face un Coco Wheelie, vreau să fiu sigur că înțelegeți diferența între un Primo Slide și un Coco Slide, adică Coco Wheelie. Primo Slide-ul este atunci când vă luați viteză, vă puneți în rail și alunecați și cu lemnul și cu roțile. Și roțile, dar și lemnul ating suprafața. În schimb, Coco Slide-ul sau Coco Wheelie-ul, vă luați viteză, vă puneți în poziție de rail, dar nu vă puneți până la capăt, ci vă mențineți echilibrul și mergeți pe marginea roților. De faceți un fel de manual, dar pe lateralul roților, pe exteriorul roților. Dar acest lucru, ca să faceți acest lucru, bineînțeles, vă trebuie roți de freestyle. Fără aceste roți de freestyle nu este posibil. Primo Slide-ul a fost inventat de Primo Desiderio în începutul anilor 80. Era un trick foarte, foarte cunoscut, foarte popular pe vremea aceea. Numai că era puțin cam limitat, deoarece trebuia să facă pe o suprafață fină ca să alunece și cu lemnul, dar și cu roțile în același timp și trebuia să ia și o viteză foarte, foarte mare. După aceea, Pierre André, cel care deține Ednis, a inventat Coco Wheelie-ul, care nu mai necesita neapărat o suprafață fină pentru a face acest trick, deoarece, ați văzut și voi, se face numai pe marginea roților, e un fel de manual pe roți și arată și incredibil de bine. Ok, haideți să vă învăț cum să faci acest trick. În primul rând, pentru a învăța acest trick, trebuie să știți să vă puneți în poziție de rail. Adică așa. Este musai să știți acest trick simplu de freestyle. Fără el nu aveți cum să învățați acest Coco Slide. Bun, după ce ați învățat de acest trick, este foarte simplu. Pentru că o să vă luați viteză și în loc să trageți placa până la capăt să atingă și roțile, pur și simplu vă echilibrați corpul în așa fel încât să mențineți placa doar pe cele două roți. Asta e tot secretul. Încercați să vă mențineți placa, să nu o trageți până la capăt, să o mențineți undeva în această poziție. Câteva sfaturi pentru a reuși mai repede ar fi să țineți picioarele puțin îndreptate în acest fel. Deci nu le țineți drepte, le țineți puțin așa, îndreptate spre față. Și puțin omerii la fel. Omerii trebuie să-i aveți la fel, direcționați în partea în care mergeți. Ca să puteți să vă echilibrați mai bine. Așa. Și vă mențineți aici. Acum am să vă dau câteva sfaturi. În primul rând aveți nevoie de un grip tape care să prindă. Un grip tape bun. Eu folosesc grip tape Element de la Oman. Este foarte important să vă țină picioarele în momentul când vă ridicați în rail. Un alt sfat este să flexați picioarele. Întotdeauna să aveți picioarele flexate și să nu fiți ca o statuie în momentul când vă ridicați în acel trick, pentru că o să vă dezechilibrați și o să cădeți. Aveți nevoie să aveți picioarele cât mai flexate și să vă mențineți echilibru. Dacă este nevoie, puteți să ridicați mâinile puțin mai sus pe lângă corp. La început, se face de obicei. Și pot să vă zic că acest trick nu se învață peste noapte, este un trick mai greu, necesită echilibru. Mie mi-a luat pe puțin o lună de zile să-l perfecționez și v-aș sfătui să stați cât mai mult în fiecare zi, măcar dacă vă acordați măcar un sfert de oră pe fiecare zi acestui trick, acordați un sfert de oră, eu zic că mai puțin de jumătate de lună o să-l învățați. Acesta a fost tutorialul meu pentru Coco Slide, sper că v-a plăcut, sper că ați reținut niște lucruri importante, cum ar fi diferențele între un Primo Slide și un Coco Slide, că ați reținut că Pierre André a inventat acest Coco Slide și că este cel care a înființat Ednis. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc Woman pentru grip tape-ul Element. Vreau să mulțumesc Outlet Sibiu pentru încălțămintea pe care mi-o oferă. Eroilor Mafia, Bones Bearings și Tracker Tracks. Și sper să ne auzim cât mai curând. Salutare!